În acest tutorial voi crea jocul ping-pong. Deschidem aplicația Scratch, selectăm un decor de scenă, iar din bibliotecă trei personaje. Ball, Pedal și Line. Regulile jocului sunt următoarele. Ball se va deplasa pe scenă și ori de câte ori atinge marginea va ricoșa. Pedal se va deplasa pe orizontală cu ajutorul tastelor săgeți stânga-dreapta. Cu ajutorul lui Pedal va trebui să prindem Ball. Dacă Ball atinge Pedal, atunci își va schimba costumul și vom înregistra scor. Dacă Ball atinge linia roșie, jocul se termină. Începem cu codarea personajului Ball. Când dăm click peste guleț, poziționăm personajul Ball în punctul de coordonate 0,20 și ne dorim ca acesta să se deplaseze și ori de câte ori atinge marginea să ricoșeze. Prin urmare, la infinit, mergi 10 pași, dacă atinge marginea, ricoșează. Dacă rulăm această secvență de cod, observăm că Ball se deplasează doar pe orizontală și se rotește în același timp. Pentru a-i schimba direcția de mers, vom selecta de la blocurile de mișcare blocul Orientează-te în direcția 45 și de asemenea, dacă dorim să nu se mai rotească, setează stilul de rotație și de aici alegem opțiunea Nu te roti. Rulăm această secvență de cod și observăm că Ball rulează așa cum ne-am dorit. Mergem mai departe cu codarea pentru Ball și spuneam că dacă Ball atinge Pedal, să-și schimbe costumul și să înregistrăm scor. Prin urmare, de la blocurile de control, spunem dacă Ball atinge Pedal, să se orienteze în direcția, și aici direcția va trebui să fie opusă. Formula pentru direcție opusă este direcție ori minus 1 plus 180, adică vom merge la operatori, vom selecta operatorii ori și plus, de la mișcare selectăm direcția ori minus 1, plus 180, plus 180. De asemenea, spuneam că dacă Ball atinge pedalul, trecem la costumul următor și ar trebui să înregistrăm scor. Adică vom crea variabila scor, care această variabilă inițial va avea valoarea 0, iar apoi, dacă atinge pedalul, scor se modifică cu 1. Spuneam că dacă Ball atinge linia roșie, jocul se termină. Atinge linie de la control, stop joc. Adică stop totul. Mai mergem apoi și codăm personajul Pedal. Când dăm click peste guleț, poziționăm acest Pedal pe scenă în punctul de coordonate 0, minus 150 și de asemenea, dacă tasta săgeată
stânga este apăsată, dacă tasta săgeată stânga, săgeată dreapta, să luăm întâi, este apăsată, deplasez pedalul cu 10 pași spre dreapta. Dacă tasta săgeată stânga este apăsată, deplasez pedalul spre stânga cu 10 pași. Aici, atenție, la blocul merg vom scrie minus 10 pași, deoarece facem deplasarea în partea stângă, partea negativă. Și cam atât pentru pedal. Ok, deci ne putem deplasa stânga-dreapta. Mai poziționăm pe scenă și personajul Line. Îl poziționăm în punctul de coordonate 0, minus 200 și cu asta jocul ar trebui să ruleze. Prin urmare, când apăsăm steguleț, da, va trebui să prindem bolul cu pedalul și ori de câte ori îl prindem, înregistrăm un punct la scor. Dacă bol atinge linia roșie, jocul se termină. Dacă ne dorim să sporim gradul de dificultate al jocului, putem lua în considerație o variabilă viteză, adică viteza de deplasare a mingii. Prin urmare, construim variabila viteză, care inițial o putem seta la valoarea 6, iar pe măsură ce bol atinge pedal, această viteză să se mărească cu 0.2 și de asemenea bolul să se deplaseze nu 10 pași, ci cu această viteză. Deci, jocul rulează în continuare, observăm că se acumulează punctaj, viteza crește odată cu fiecare atingere a lui pedal, iar dacă bol atinge linia roșie, jocul se termină. Acesta a fost tutorialul pentru azi. Vă mulțumesc pentru atenție.